O invit, acum o invit la un joc și pe Dan, frate, stai da, pacin că vreau să cântăm împreună. Eu primul, bazează-te pe mine. Mie mi-au legat picioarele de gât, n-au nicio legătură cu rid. Deci Ionica Moroșanu cântă pentru tăți. Când e vorba de joc și voi bune, eu sunt prima. No, atunci e bine, eu sunt al doilea. Ba da, cum să nu, și fetele, numai vor să vadă dacă glumeșteți, că poate n-o fi de dans, poate e vreo doină. Ia, da, da, așa vreau și eu să... Nu-i hăb doină, dați vedea că va plăcea. Eu și cu Vasilea nu se numește. Ia să vede, ce ne zici. Dați numai ce că ăsta Dan râde de noi, zice că e doină, la că-l pune o să țipurească mintea n-aia, stai numai liniștit. Să hie din sufletul și din partea lui Dan pentru toți românași în dimineața asta care se uită la matinalii. Doamne ajută! O, Danie, șezi paci, bă, bă, hai încoace, bă, hai să vedem cum facem un cor împreună. Așa, mă! Așa, așa, mă! Hai, eu și cu Vasilea nostru, hai, eu și cu Vasilea nostru, am dat gardul poptii jos și nimica nu-i o fost. Hai, zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri și grumazul ce ceri, cam nici locul mândruții. Hai, zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri. He, he, așa, mă! Iată, Claudia, hai să încercăm că tu ai o voce tare faină, hai să încercăm să cântăm împreună. Eu zic pe primul vers și se repetă, da? Se repetă. Hai, săracă cureaua mea, săracă cureaua mea, hai, tricut să te amâne, tricut să te amâne. Hai, zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri și grumazul ce ceri, cam nici locul mândruții. Hai, zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri. He, he, așa, mă, he, he, așa. Fii atent că încercăm și mai departe, da? Eu îl zic pe primul și se repetă, fii atent. Hai să vedem, e ușor. Hai, unul râde și altul plânge, hai, unul râde și altul plânge, unul geme după sânge, unul geme după sânge. Hai, zi-măi, Vasili, rupeți sărar și grumazul ce ceri, cam nici locul mândruții. Hai, zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri, mă. He, he, așa, he, he, așa, mă. Eu zic să încerc și cu voi, se poate? Fii atent, mai departe zice așa, că și pe care l-o-i tăia, da? Și se repete de două ori. Hai să încercăm. Hai și pe care l-o-i tăie, hai și pe care, hei, numai lapte dulcea be, numai lapte dulcea be. Hai zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri și grumazul ce ceri, cam ești locul mândruții. Hai zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri. He, he, așa, mă, he, he, așa. Fii atent, Danie, nu să ai să fug și pe la Dan, eu și cu Vasilea nu-s numai eu cu el, da? Hai să vedem cum sună! Hai, eu și cu Vasilea nu-s. Hai și cu Vasilea nu-s. Hei, am bătut șeful de post, am bătut șeful de post. Hai zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri și grumazul ce ceri, cam nici locul mândruții. Hai zi-măi, Vasili, rupeți sărar cu-ntri, mă! Bun, sunt fan. Frate, bă, ați văzut? Fecior, uite-te la tactul cum cântă. Da, foarte bine. Tata, sunt un cântăreț de mâna întâia, tata, rămâi pe mână. Dacă și tu cânti ca mine, e clar că trebuie să rămânem pe alte îndeleniciri. Dragii noștri, cam asta a fost. Eu am bătut șeful de post și el era dansat cu fetele. Vedeți cum e viața asta? Ca așa e în tenis, știi? 4 minute de discuții. Cine mai are de spus ceva? Ai de spus ceva? Ia asta, Dan, liber la tăcere. Cine l-a apucat să spună? Zice n-ai spus până acum. Băi, eu atât. Intrați pe Facebook Ionica Moroșanu sau pe ionicamoroșanu.ro. Apoi și ce dai?
Dai ceva? Da o pălincă. Da, da bine. Eu accept. Da, accept la prietenie. Da, auzi, da, accept la prietenie. Da, nu că băi, Andreea nu știu să pună ăștia numele copiilor acum Facebook o să-i spun, fraților. Mercedes. Băi, și vin cu melodie nouă. Peste o săptămână, e zile două, vin aici pe la voi în platou. Gata? Ba, gata, tot. Da, dacă, băi, dacă tot plătesc abonamentul aici la voi. V-am zis că visul meu erotic ăsta este, dragi telespectatori, să vin aici, să vină interpreții de muzică ușoară când așa trec, sunt trecere prin piață pe aici, pe Floreasca. Se deschide ușa, se zică, băi, pot să intru și eu. Păi nu era invitat, nu e nimic, pot să intru. Da, mă, intră, stai aici, pe bune. Deci să nu vă gândiți că astăzi... Și vă spun pe bune, fără miște. Deci veniți pe aici, indiferent ce invitați avem și cine e atunci, la ora aia, intrăm, intrați, sau... vorbim, ce faceți? Păi avem și eu albumul ăsta, vreau să-l lasez la Pro TV. Nu te deranjam, îmi zice. Nu, ca să nu. Vreau să-l lasez și eu albumul ăsta la Pro TV, într-un spre Pro TV, pot să dau pe da, mă, că e încolo spre Bănasă. Ne-am oprit aici. Și apropo la... Claudiu, să spui, scuze-mă. Apropo la mulți ani, că ați făcut 100 de ediții, trebuie să... Da, a trecut deja 200. Te așteptat să ne zici și când facem 1000. Da, da, ce vrei să zic? Vreau să zic că vii aici să faci piața și zici, băi, uite, am venit aici cu ceva... Din Ghencea, în Floreasca. Da. Din Ghencea vii? Da, din Ghencea. Unde stai, în prelungire încolo? Da, în cartierul la casă? Latin. Nu. La... Au făcut ok acolo cartierul, da, nu? Foarte frumos, e da, mișto. Sunt foarte mulțumită. Bravo, nene. Pentru că e foarte uite îngrijit. Că am avut și eu o intenție de genul ăsta. Poate vorbim după emisiune, da? Da, cum să mai e vreo cameră liberă? Hai că am glumit. Deci vreau să mă mut, ați văzut, da? Sunt pe mutări și eu. Dragii noștri, noi vrem să anunțăm și noi următoarele spectacole unde o să ne întâlnim așa? Cu publicul nostru, în fine, cu toată lumea. Așa. Așa, avem pe data de 1 la Oradea. Ne vedem acolo. Ah, pe data de 4 la Brăila, pe data de 10 la Buzău. Și pe data de 18 la Arad. Deci Radea, următoarea perioadă, 10 da. Buzău și ultima și o să la Arad. La Arad. Da. Mamă, cât alergați și voi, frate. Da, deci este. Da. Deci pe 27 distanțele sunt. 1000 de kilometri într-un weekend. Așa. Da, v-ați obișnuit cu drumurile. Dacă stai o săptămână acasă, te dai cu capul de pereți, este? Pe bune. Da, da, așa. Zici, ce fac, frate, acum, unde, parcă n-am degeaba, stare, da. nu sunt bun de nimic și nu știu ce. Da. Îți găsește. Bine, mă, frate. Păi sunteți fericiți că aveți unde să cântați. Câți cântăreți stau pe acasă și așteaptă să le sune telefonul. Și bă, dar nu mai sună, ăsta e stricat sau care e faza? Noi chiar vreau spunem... să, cred că am spus și rândul trecut, colaborăm acum cu Donșoare, impresar Emma Podeț și... Da, și mulțumim. Și mulțumim okay, și se chiar se mișcă foarte bine. Bravo, da, absolut. Fete. Dacă vă mergem, tu ai spus deja, turneul da, am turneu Mix Music Plus. Ești un pic obosită, nu? N-a fost compliment. Ionica v-a obosit cu Arcul 3. Vă fac eu masaj. Păi prima piesă a fost cu patul și ăsta rupeți seara Arcul 3. Deci numai cu pat și cu de-astea. Asta... A rupt patul, al doilea rupt Arcul 3. Ce-i cu tine, mă? Parcul, mă. Parcul l-ai rupt? Ce ai zis tu că ai rupt în 3 acum, mă? E pus pe treabă, Ionica. Ce ai zis cu 3 acum? Mă, arcușul ce ai tăi să rupe, mă? Arcușul ce ai tăi? Am înțeles că patul în 3, bă, eu mă gândeam la arcul de la pat. Ce se pare? Arcul întâi, mă gândeam la arcuri de la pat. Vezi fiecare cu informația lui. Deci vine... Apropo, ce ești? Cu câștiga asta o ocupa. Eu sunt stelist, frate. Așa, roșu-albastru, roșu-albastru. Din Ghencea la meci? Vreau să spun că eram disperat. Eu am copilărit în Bragadiru, mă rog, acolo. Da, 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 și veneam pe câmp așa și ne aruncau soldații peste gări. Veneam cu fratele meu, mergeam la meci cum se duc moldovenii la nuntă, adică la cravată. Sau la ștrani. Așa, pac, pantof roșii, eram explodați amândoi. Când eram pe teren și ne luau aia soldații, n-aveam bani de bile și ne aruncau peste gări. Hop, hop, acolo. Da, bune. Eu văd, deci când e stadionul... Ne aruncau și pentru că bătea vântul ne ducea până în teren, că eram nemâncați. Of. Pluteam pe deasupra terenului. Gol cu voi! Da, da. Da. Am și făcut după aceea hamă la Steaua, nimerit în poartă, știi? Da. Ani de zile am făcut. Dragi telespectatori, urmează ultimul cântec. Meteo. Cântec, interpretat de Măriuțe. Dar ar n-ai mantine dragoste. Bomboana de pe tort. Ai văzut că au fost mai de dragoste? Da, numai tu da, ai venit da. Cu cuțâtul ăla de sânge să ne iei gâtul pe aici. Oșanul nu ce pune când te taie ca pun câine. E la cântec de la mama lor de acolo. Care cu Oșanii? Cu Oșanul da. Ne pune? Da. Tă ce e de acolo, e de la mama lor. Că eu am băgat într-un spectacol din ăsta după Pui de Moroșan și am avut proasta inspirație să duc spectacolul în Covazna. Și jucam în Covazna. Și ce pe alea cu doi, mă rog, cu Păcal și cu încă unul, care ziceau, după Pui de Moroșan ăsta, așa, pă Pui de ăsta, nu, dai cu Bolovan. Că dacă s-au făcut ungurii, ciment erau.
Nu, mă, să ne mănânce ăia acolo. Să înțeleg, mă. Mi-a zis ăla, făcea una din curs. Tu ești în gură că e mama, nu știu ce, mă. Ce, mă, păi ăsta-i de la, de la. Asta e din perioada care dominația era dominația hortistă, știi? Da, mă, dar nu, nu mai e așa. Era un cântec de revoltă, că să nu dai cu bolovan, să nu dai, că de nu e nimeni. Vai de capul tău, afișul ungerii. Ei, e netul, doamă, stai ce era mai. Aoleu, mamă, și am dat-o după aia, după mâncare, ce știam, curtă, școala, țără, trec la astea, că atâta știam și ungurește. Și gata, cum să nu ești binevenit. Hai să cântăm, măriuțelor, da? Ok. Să desface șampania pentru ziua Andrei. Ia uitați două paharele și pentru voi. Să nu le scăpați că de plastic și se spar. Nu se spar că de plastic. Țineți-le aici. Repede în picioare. Ha, 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 ha. Să-i cântăm la mulți ani, Andrei. Încă o dată. Să se termine emisiunea. Să vedem dacă e ciudată. E cam pentru copii aici, Mickey Mouse. Nu mă faceți zici. Că nu după exact numai puțin, Georgica, stați un pic. O, cităm. Du-te, Dică, gata. Atât a fost. Du-te. Trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. M-am gustica. Ei de copii, da. Andreea să trăiască, Andreea să trăiască, la mulți ani. La revedere, dragi spectatori, la revedere mâine. Hai că și cum da, Dalmi sau Balmi? Dalmi. Cu B, cu D? Cu D. Mulțumim florăriei Dalmi, da? Pentru că ne-a ajutat aici să facem un cadou așa frumos, Andrei. Sănătate, B cu D, nu contează, e foarte Dalmi? Bine că am mulțumit. La revedere, dragii noștri, și noi aici să dăm cu alcoolemia maximă pentru copii, da?